Întrebarea directă de pe buzele tuturor este când se redeschide fizic școala în România? În urma discuțiilor pe care le-am avut astăzi cu cei mai mulți reprezentanți ai procesului de învățământ din România, este vorba de cadre didactice, de inspectori școlari, este vorba de asociații ale părinților, ale elevilor, ale studenților, de sindicatele din învățământ, asta din interiorul sistemului, precum și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu Ministrul Sănătății, cu decidenții din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență și cu coordonatorul campaniei de vaccinare, au reieșit clar următoarele lucruri. În primul rând, trebuie să avem în vedere evoluția epidemiologică în urma vacanței de iarnă pe care am văzut-o cu toții cum s-a derulat. Aceste rezultate vor putea să fie disponibile undeva la jumătatea lunii ianuarie. Vom vedea care este rata de infectare. Un lucru extrem de important. Al doilea lucru important este modul în care se derulează campania de vaccinare. În acest sens, în urmă cu câteva ore, am transmis către toate inspectoratele școlare județene cu rugămintea de a raporta o situație la nivelul fiecărei unități de învățământ. Am transmis aceeași solicitare către toate universitățile din România cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învățământ, personal didactic auxiliar și personal nedidactic. Este vorba de importanța pe care o acordăm campaniei de vaccinare, după ce toate unitățile de învățământ din România au afișat la solicitarea pe care am făcut-o în ultimele zile ale anului trecut, cu privire la linkul către site-ul oficial pe care se regăsesc toate informațiile complete și corecte despre campania despre vaccinare, despre necesitatea și importanța vaccinării. Așteptăm aceste rezultate în data de 15 ianuarie până la orele 16. Le coroborăm cu evoluția epidemiologică, rata de infectare, după care, luând în considerare și măsurile adoptate de alte state care se confruntă cu aceeași problemă, luând în considerare problemele specifice sistemului de educație, și precizez că am cerut o altă raportare cu termen 11 ianuarie cu privire la estimările elevilor care se află în risc, cu privire la modul de derulare a procesului de învățământ online. Există posibilitatea, domnule ministru, ca școala să înceapă descentralizat, acolo unde într-o localitate nu sunt cazuri sau sunt cazuri foarte puține, să se deschidă unitatea școlară în alte orașe, așa cum se întâmplă cu restaurantele, cum se întâmplă cu alte domenii? Mulțumesc pentru întrebare, asta vreau să continui. În urma acestei analize care trebuie să fie responsabilă, orice scenariu este deschis. Nu excludem absolut niciun scenariu, nici scenariul în care vom putea avea o redeschidere în zone care înregistrează o rată de incidență mai mică. Nu excludem nici prioritizarea pe nivele de educație, nu excludem absolut niciun scenariu. Însă, fiind vorba de sănătatea copiilor, elevilor, studenților și cadrelor didactice, analiza trebuie să fie făcută responsabil, cu datele pe masă, iar decizia trebuie luată de cei care au competență pe acest subiect. Iar competența nu poate fi decât partajată între Ministerul Sănătății, cei responsabili de campania de vaccinare, cei responsabili pentru situații de urgență și Ministerul Educației. Mai avem fix un minut, domnule ministru, pentru că trebuie să luăm pauză. Vreau să vă întreb dacă profesorii vor intra în etapa a doua de vaccinare. Urmarea rezultatelor pe care le așteptăm în data de 15 ianuarie, sunt convins că profesorii, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic, personalul din învățământul românesc, va putea să beneficieze de o prioritate conformă cu importanța educației, conformă cu așteptările societății în ceea ce privește redeschiderea școlilor. Așteptăm, mai sunt foarte multe lucruri de lămurit. Ne revedem.